Câte de realistă ar trebui să fie lecțiile de limba germană? Salut și bine venit la Germana cu Gerhard Sand. Gerhard Orban, profesor nativ din Hamburg, Germania. De fapt, sunt unicul profesor nativ din Germania care explică și în limba română. Probabil cunoaște așa joc. Ca copilul să fie mulțumit, piesele trebuie să corespundă gaurilor. Dacă avem o gaură tip stea, Trebuie să avem și o piesă corespunzătoare de tip stea. Acum, închipuiți că ai cumpărat așa joc și nici o piesă nu încapă în niciun gaură. Ai avea piesă absurdă. Bineînțeles, copilul ar fi fost foarte frustrat și tu probabil vei face o reclamație. De ce vă spun asta? Noi de ce învățăm limbi străine? De ce înveți tu limba germană? Probabil că vrei să rezolvi ceva în viața profesională sau privată. Ce înseamnă a rezolva ceva în viața profesională și privată? Înseamnă să te descurci în anumite situații. Și fiecare situație putem să o imaginăm că o gaură cu o anumită formă și o anumită mărime. Cum să ne pregătim cel mai bine pentru a ne descurca în așa situație? Bineînțeles, noi trebuie să ne antrenăm în forma corespunzătoare. Deci, dacă ne pregătim pentru un interviu de angajare, pregătirea noastră trebuie să fie compatibilă cu un interviu de angajare. Dacă după angajare, cea mai mare comunicare o să fie orală, că trebuie să vorbim la telefon, în magazin, cu colegii, consumatorii, clienții și șeful, atunci, practica pentru așa, situații la muncă, a trebuit să fie corespunzătoare. Și ce înseamnă corespunzător? Trebuie să facem aproximativ ceea ce se cere în realitate și la lecție. Și ce se cere în realitate în așa situație? Deci, în primul rând, trebuie să vorbim. În al doilea rând, trebuie să vorbim cât de cât flexibil, fiindcă noi nu putem prezice toate întrebările. Și noi trebuie să fim în stare să vorbim spontan și corect. Adică noi trebuie să fim în stare să alcătuim propriile noastre propoziții, reieșind din situație. Adică trebuie să fim în stare să combinăm cuvinte în mod liber și corect. Atunci, ce se întâmplă foarte des la cursuri și la lecții, și se întâmplă și când elevii învață de sine statator? Corispo corespondența aproape nu e. Adică, în viața reală se cere să vorbim, dar noi practicăm pe hârtie. Și pe hârtie înseamnă și la telefon dacă avem o aplicație unde trebuie să scrim ceva sau să bifăm ceva, asta oricum e ceva scris, text. Sau, dacă la lecție practicam dialoguri, dar practicam dialoguri din carte și practicam să le memorizăm, atunci asta e poate un pic mai bine decât de a face doar exerciții pe hârtie, dar în viața reală doar noi nu, de, nu ne descurcăm cu dialoguri memorizate avem întrebări spontane și dialogurile din manual rarior corespund unul la unul cu ceea ce se va întâmpla la o funcție concretă de lucru atunci s a făcut cercetări, este o cercetare cunoscută din 75 în care s-a văzută că dacă situația în care tu memorezi cuvinte corespunde cu situația în care vei fi testat, atunci rezultatele tale vor fi mai bune. Adică aici a fost așa că elevii trebuia să învețe cuvinte noi sub apa sau pe lângă bazin. Și apoi erau testați sau sub apa sau pe lângă bazin. Și atunci, dacă testarea era sub apa, cele mai bune rezultate erau la elevii care au învățat sub apa. Și dacă erau să fie testați pe lângă bazin, cele mai bune rezultate erau la elevii care erau testați pe lângă bazin. Ce vrea să zic asta? Dacă la lucru, de pe la trebuie să vorbești în situații de stres, unde e mult zgomot, după la, lucrezi la gara feroviară. Atunci ar fi bine să înveți germană în așa situație, unde e mult zgomot. Dacă înveți la bibliotecă, dar apoi viața reală este într-o într ambianță foarte zgomotoasă, atunci. Pregătirea nu corespunde așa de bine decât dacă ai fi făcut lecțiile tale din limba germană chiar în sala de așteptare la gara feroviară. Deci, gândește-te un pic ce se așteaptă de la tine, cum va trebui să te descurci în limba germană și fa un pic analiza ce facem noi la lecții la moment și ce cere realitatea apoi. Și dacă vezi că este o diferență, o discrepanță foarte mare, atunci fă ceva să aduci situația de antrenament la nivelul realității. Mulți elevi fac exact invers. Ei sunt în zona de confort, așa cum sunt lecțiile, pe hârtie, cu exerciții, cu dialoguri memorizate, și ei cumva speră că viața reală o să se adapteze la nevoile lor. Ceea ce niciodată nu o să fie. Deci, e frustrant, e neplăcut, dar noi trebuie să ne adaptăm la realitate și noi invers. Sper că am fost de ajutor. Dacă ai comentarii, întrebări, scrie-le aici în mesaj. Bye!